bună seara. Let's just pray. Haideți mai înainte de toate să ne rugăm. Dear Heavenly Father, Tată din ceruri, thank you so much for this evening. Îți mulțumim pentru seara aceasta. Please bless your word. Te rugăm să binecuvintezi cuvântul tău. Talk to our hearts. Să ne vorbești inimilor noastre. We need you every moment. Avem nevoie de tine în fiecare moment. Pray in Jesus' name. M-am rugat în numele Domnului Iisus. Amen. Amin. Amen. Open please your Bibles on Matthew 19:26. Vă rog să deschideți Biblia în Evanghelia după Matei, capitolul 19, 26. Versetul 26. But Jesus beheld them and said unto them, With men this is impossible, but with God all things are possible. Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis, La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. And the main idea of this message is that our God is God of impossible. Și ideea principală a mesajului acesta este că Dumnezeul nostru este Dumnezeul imposibilului. What is impossible for us, it is possible for God. Ce este imposibil pentru noi, este posibil pentru Dumnezeu. If we will look through all the Bible, dacă ne uităm prin întreaga Biblie, we will see that God always did something impossible what is impossible for man to do. Și vom vedea că Dumnezeu a făcut posibil ceea ce era imposibil pentru oameni. And we should realize that our God is the God that does impossible things he performs those things we cannot do. Și trebuie să vedem că Dumnezeu poate să facă lucrurile imposibile pentru noi și îl preferă să facă aceste lucruri ceea ce noi nu putem să le facem. We are limited, but God is not. Noi suntem limitați, dar Dumnezeu nu este limitat. We are weak, but God is strong. Noi suntem slabi, dar Dumnezeu este puternic. If we don't know something, God knows that. Dar dacă noi nu știm ceva, Dumnezeu știe. If we something don't understand, God understands. Dacă noi nu înțelegem ceva, Dumnezeu înțelege. And that is our great God. Și iată, ăsta este marele nostru Dumnezeu. Let's look at a few things from Old Testament what was impossible for a human to perform, but God did it. Și să ne uităm câteva lucruri în Vechiul Testament despre ceva ce era imposibil ca oamenii să facă, dar Dumnezeu a făcut. The first verse of the Bible. Primul verset al Bibliei. It says, In the beginning God created the heaven and the earth. Spune că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. In the beginning that we see that God created our universe. Vedem că la început Dumnezeu a creat universul nostru. It's impossible for man. Este imposibil ca omul să facă asta. But it's not impossible, but God could do this. Dar Dumnezeu a putut să facă asta. Then if we read the Bible, we see that God sent the flood over the whole earth. Și după aceea dacă noi uităm în continuare în Biblie, vom vedea că Dumnezeu a trimis potopul peste întreg pământul. Again, it was impossible for man to do such a thing. Și din nou vedem că era imposibil ca omul să facă așa ceva. But for God, it was nothing difficult. Dar pentru Dumnezeu nu era nimic dificil. Then we read about the Tower of Babylon. După aceea citim despre turnul Babel. What happened there? Ce s-a întâmplat acolo?
Who can say? Cine poate să ne spună? What happened at the Tower of Babylon? Ce s-a întâmplat la turnul Babel? The languages were mixed. Au fost încurcate limbile. A fost încurcată limba. What happened there we see now. Ce s-a întâmplat acolo noi vedem acum ca o consecință. That's why I need Nicu to translate for me. De aia am nevoie de Nicu ca să mă traducă. If people wouldn't be so proud, dacă oamenii nu erau așa de mândri, we probably would speak the same language, no matter where we would live. Probabil am fi vorbit aceeași limbă, nu contează unde trăiam. But because of people who are very proud, who wanted to be build a tower up to the heaven. Dar pentru că oamenii au fost mândri și au vrut să construiască turnul acesta până la cer, God mixed the languages. Dumnezeu le-a încurcat limba. They began not to understand each other. Și nu s-au mai putut înțelege unii cu alții. And now if you want to go to another country, you don't know the language, you need to find somebody who will translate for you. Și dacă te duci într-o altă țară și nu cunoști limba de acolo, trebuie să cauți pe cineva care știe limba, care te poate traduce. Or you can use electronic device, but it's not very convenient. Sau acum poți să folosești ceva, un aparat electronic, dar asta nu-i prea practic, convenabil. It was impossible for men to mix the languages, but for God it was possible. Era imposibil ca omul să facă lucrul acesta, să încurce limba, dar pentru Dumnezeu era posibil. We see that God holds all universe under His control. Vedem că Dumnezeu ține întregul univers sub controlul Său. Then let's look at the history of people of Israel. Și după aceea să ne uităm în continuare la istoria poporului Israel. Do you remember what God did in the life of Abraham? Vă aduceți aminte ce a făcut Dumnezeu în viața lui Avram? He promised him a son. Dumnezeu a promis lui Avram un fiu. But time was passing by. Dar timpul trecea. He was almost 100 years old. Și avea aproape 100 de ani. And there was no son. Și că nu primise fiul. But for God it's not impossible. Dar pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. When Abraham tried to solve this problem by his own and his wife's own understanding, când Avram a încercat să rezolve această problemă el și soția lui prin înțelegerea lor, they made a problem that continued up to our days. El a creat o problemă care continuă până în zilele noastre. Arabian people and Israelian people, they still enemies. Popoarele arabe și poporul evreu sunt cumva inamici unii altora. And why it's like that? Because Abraham tried to help God. Și de ce este așa? Pentru că Avram a încercat să-l ajute pe Dumnezeu. But God doesn't need help. He has his own time, perfect time. Dar Dumnezeu nu are nevoie de ajutor. El are timpul său care este perfect. When time came, no matter that Abraham was 100 years old, he and Sarah 90 years old, they had a son. Și nu a contat ce vârstă avea Avram și ce vârstă avea Sara, când a venit timpul, Dumnezeu le-a dat ce le-a promis. And what's interesting when Sarah died? Este interesant că atunci când Sara a murit, Abraham then married again. Avram s-a recăsătorit and he had more children. Și a mai avut copii.
And he didn't doubt that it's impossible for him to have kids. Și nu a mai pus la îndoială faptul că poate să aibă copii. But when he was younger, just 100 years old, he thought, oh, it's impossible for me, such an old person, to have kids. Dar când a fost mai tânăr, da, la aproape 100 de ani, a crezut, oh, că este imposibil pentru mine la vârsta asta să am copii. So we see that God, if he has some plan for you, it's not impossible to perform it, no matter what age you are. Și vedem că Dumnezeu are, atunci când Dumnezeu are un plan pentru tine, El poate să îl desfășoare acest plan, nu contează de vârsta pe care o ai. Then we can see the life of Joseph. După aceea putem să vedem viața lui Iosif. We see that even his own family, his brothers, they didn't like him. Vedem că familia lui și chiar frații lui nu l-au plăcut. And they sold him. Ei l-au vândut. And he came to Egypt as a slave. Și el a ajuns în Egipt ca un rob. But because Joseph has heart turned to God. Dar pentru că Iosif a avut inima îndreptată spre Dumnezeu. God always helped him. Dumnezeu întotdeauna l-a ajutat. And he made him a second person after the farm. Și Dumnezeu l-a făcut ca să fie a doua persoană în stat după faraon. I don't think that Joseph would be on that position if he tried to do it by himself. Și nu cred că Iosif ar fi ajuns în acea poziție dacă el ar fi încercat să facă el aceste lucruri. He trusted God. El s-a crezut în Dumnezeu. And God was making miracles in his life. Și Dumnezeu a făcut minuni în viața lui. Then look at the Moses. După aceea uitați-vă la Moise. When Moses was born, atunci când Moise s-a născut, it was already a miracle that he stayed alive. Era o minune că el a rămas în viață. And God has planned he would be raised in the house of Pharaoh. Și Dumnezeu a planificat ca el să crească în casa lui Faraon. When Moses decided again to to help his people. Și după aceea când Moise a încercat ca să își ajute poporul său, it didn't help because eventually he has to run away from Egypt. Nu a ajutat cu nimic la asta pentru că asta a făcut ca el să trebuie să fugă din Egipt. Because it wasn't his time. Pentru că nu era încă timpul lui. Probably Moses understood that God wants to use him. Probabil că Moise a înțeles că Dumnezeu vrea să-l folosească. But at that age it wasn't the right time. Dar la vârsta aceea încă nu era timpul potrivit. And he ran away. Și el a fugit. And 40 years more he was working as a shepherd. Și 40 de ani el a fost un păstor, un cioban. And when he was 80 years old, God called him. Și atunci când Moise a avut 80 de ani, Dumnezeu l-a chemat. And then Moses didn't believe that he is able to do this. Și atunci Moise nu a crezut că el e capabil să facă lucrul ăsta. But God was insisting. Dar Dumnezeu a insistat. And he did what he planned to do through Moses. Și el a făcut ce a plănuit să facă prin Moise. He led all the people of Israel from Egypt. Și a condus tot poporul Israel afară din Egipt. And he miraculously departed the Red Sea. Și în mod miraculos a despărțit Marea Roșie. And they walked through the Red Sea. Și au trecut prin Marea Roșie.
and the Egyptian army drowned. Și armata egipteană a fost înecată acolo în Marea Roșie. It's impossible for a man to do such a thing as departing water of Red Sea. Este imposibil ca un om să facă lucrul acesta, să despartă Marea Roșie. Some people who don't believe in God, they try to prove that where they were crossing the Red Sea, it was very like a little of water. Unii oameni care nu cred în Dumnezeu vor să justifice că pe acolo unde au trecut ei apa era foarte mică. But in that case it would be more wonderful miracle that the whole army of Egypt would drown in that little water. Dar cum s-a întâmplat și este o minune de cum că armata egipteană s-a necat în acea apă. Then if we see what God did in the book of Judges. Și după aceea dacă uităm ce Dumnezeu a făcut în cartea judecătorilor. There were many also wonderful things how God did what was impossible for men. Au fost multe lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut acolo, multe minuni, ceea ce era imposibil ca omul să le facă. Then remember about David and Goliath. După aceea aduceți-vă aminte de David și Goliat. The whole army of Israel, they were trembling, they were afraid to stand before Goliath, but întreaga armată a Israelului tremura și era frică să iasă înaintea lui Goliat. But David just put few stones from the river and he went against the Goliath not with his own strength but with God's strength. Dar David a luat niște pietre din râu și s-a dus înaintea lui Goliat nu cu puterea lui, ci cu puterea lui Dumnezeu. And God did what was impossible to do for the whole army of Israel. Și Dumnezeu a făcut ceea ce era imposibil ca întreaga armată a Israelului să facă. With just one stone he defeated Goliath. Cu doar o piatră el a învins pe Goliat. And we read that he when he was taking stones there were five of them. Și citim că atunci când el a ales pietrele a luat 5 pietre. Some Christians who study the Bible they say that probably he took 5 stones because the Goliath had 4 brothers. Unii creștini spun că probabil el a luat pietrele alea pentru că Goliat mai avea încă 4 frați. I don't know if that's true or not. Nu știu dacă asta e adevărul sau nu. But if that would be true, it would be possible for God to do such a miracle through David. Și dacă asta ar fi fost adevărul, oricum era posibil ca Dumnezeu să facă această minune prin David. Because for God nothing is impossible and David he trusted God. Pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil și David s-a încrezut în Dumnezeu. Then remember about Daniel and his 3 friends. După aceea aduceți-vă aminte de Daniel și cei 3 prieteni ai lui. Shadrach, Meshach and Abednego. Shadrach, Meshach și Abednego. There were some like impossible miracles about just Daniel. Erau niște minuni imposibile pentru Daniel. When he was thrown, for example, in the what is called lion's den. Atunci când a fost aruncat în groapa cu lei. Those lions didn't touch him. Acei lei nu l-au atins. He was taken back alive. Și el a fost scos cu viață. But when his animals were thrown to the same den, the lion's den. Dar când dușmanii lui au fost aruncați în aceeași groapă. Those people they didn't touch the ground and they were already gotten by lions.
Și ei nici nu au ajuns să atingă pământul pe fundul gropii și deja au fost apucați de lei. Isn't that wonderful how God takes care of his people? Nu e acest lucru minunat când Dumnezeu poartă de grijă poporului său? It wasn't impossible for Daniel his strength to do that, but for God it was possible. Era imposibil ca Daniel să facă lucrul acesta prin puterea lui, dar la Dumnezeu era posibil. And when Shadrach, Meshach and Abednego were thrown into the fire furnace. Și atunci când cei trei prieteni al lui Daniel au fost aruncați în cuptorul aprins, people who were throwing them, they were burned. Oamenii care i-au aruncat pe ei au fost arși. So hot it was there. Așa de near the this. Așa de mare căldură era aproape de cuptorul acela. But those three friends, they were walking in the fire. Dar acei trei prieteni umblau prin foc. And other people saw the fourth person there. Și unii oameni au văzut că a patra persoană era acolo. And they said this one is look like the son of God. Și au spus că acest al patrulea lucru arată ca fiul lui Dumnezeu. And when the king called them to go out, they went out and they didn't have even smell of the smoke. Și atunci când împăratul i-a chemat să iasă afară, ei au ieșit și nici măcar hainele lor nu miroseau a foc. Again, for them by themselves, it was impossible to stay alive after such a fire. Deci vedem că era imposibil ca ei să, prin puterea lor, să rămână în viață după ce au trecut prin asemenea foc. But for God, it was possible. Dar pentru Dumnezeu era posibil. And we can remind many more examples from the Old Testament. Și putem să ne aducem aminte de multe alte exemple din Vechiul Testament. There are so many wonderful things. Sunt atât de multe lucruri minunate. What was not impossible for man, but impossible for God. Care erau imposibile pentru oameni, dar posibile pentru Dumnezeu. But now let's move to the New Testament. Acum haideți să trecem la Noul Testament. When Jesus walked on the earth, he performed lots of miracles. Când Domnul Iisus a umblat pe pământul acesta, el a făcut multe minuni. Could you remember some of them? Could you say them? Puteți să vă aduceți aminte de câteva dintre ele? Puteți să le spuneți? Just some miracles Jesus did. Niște minuni pe care le-a făcut Domnul Iisus. Who knows? Cine știe? Who can say something? Cine poate să spună? He changed water into wine. A schimbat apa în vin. And people were surprised how could it be. Și oamenii au rămas uimiți cum s-a întâmplat asta. What else Jesus did? Ce altceva a mai făcut Domnul Iisus? He fed 5,000 with 2 bread and 7 fishes. A hrănit mulțimea aceea cu 2 pâini și 5 pești. What else? He raised some from the dead. He rose some from the dead. A înviat pe unii din cei morți. He healed many people. A vindecat mulți oameni. He healed the blind people. A vindecat orbi. He healed the people who couldn't walk. A vindecat pe cei care nu puteau umbla. He was coming down the storms, the waves. A stâmpărat furtuna, valurile. He walked on the water. A umblat pe ape. And many other miracles. Și multe alte minuni. It's all impossible for men to do such things. Toate aceste lucruri sunt imposibile ca omul să le facă. But for God it's possible. Dar pentru Dumnezeu sunt posibile. And he did that. Și el le-a făcut. Also, let's look at our salvation.
De asemenea, să uităm la mântuirea noastră. Can you understand the whole depth of our salvation that God gives us? Puteți să înțelegeți întreaga adâncimea a mântuirii pe care ne oferă Dumnezeu. It's super supernatural. Este supranaturală. For example, John 3:16, many of us know it by heart. De exemplu, Ioan 3:16, mulți cunoaștem versetul acesta, l-am memorat. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believed in him should not perish but have everlasting life. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. It sounds kind of simple. Sună cumva simplu. But think more deeply even about this one verse. Dar lucrurile sunt mult mai adânci chiar cu privire la acest verset. God so much loved us that he allowed his own son to suffer for our sins. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât a permis ca chiar fiul lui să sufere pentru păcatele noastre. And now each of us, each any person on the earth, if he trusts him, he can have eternal life. Și acum fiecare dintre noi, orice o persoană de pe pământul acesta, dacă se încrede în el, poate să aibă viața veșnică. It's so simple for us. Este atât de simplu pentru noi. But it was so painful and so serious for Jesus. Dar a fost atât de dureros și atât de serios pentru Isus. And can you imagine eternal life? How long will be eternal life? Și puteți să vă imaginați de viața veșnică, cât de lungă este viața veșnică. You will live let's say 100 years more and it's just less than a second. Vei trăi 100 de ani și e ca o secundă. 1000 years, 10,000, 1,000,000. 1000 de ani, 10,000, 1,000,000. And it's just the beginning. Și este doar începutul. Because there is no end. Pentru că nu există sfârșit. And for the whole eternity you will be always with God. If you trust Jesus. Și dacă te-ai crezut în Iisus pentru întreaga veșnicie, vei fi cu Dumnezeu. Isn't that wonderful? Nu e lucrul acesta minunat? It's just incredible how much God loves us. Este incredibil cât de mult ne iubește Dumnezeu. And it was not impossible for man to do such a thing. Și era imposibil ca omul să facă așa ceva. Bible says, what can a man offer for his soul? Biblia spune ce poate să dea omul pentru sufletul lui. There is nothing he can offer God. Nu e nimic ce poate să-i ofere lui Dumnezeu. But God found a way how a person, a human can live with God forever. Dar Dumnezeu a găsit o cale cum omul să poată să trăiască cu Dumnezeu pentru totdeauna. And this is through Jesus Christ. Și asta este prin Iisus Hristos. And this is wonderful and this is was possible for God. He did that. Și lucrul acesta este minunat și a fost posibil pentru Dumnezeu și El a făcut asta. Let's also open Matthew 26, chapter 6, verses 26. De asemenea, să deschidem în Matei capitolul 26, cu 26. 6. Matei 6, cu 26, scuze. Până la versetul 30. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? Which of you, by taking thought, can add one cubit into his stature?
And why take ye thought for raiment? Consider that lilies of the field, how grow they? They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God is so clothed the grass of the field, which today is is tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Did you notice how God takes care of the birds, of the flowers, of the grass? Ați observat cum Dumnezeu poartă de grijă păsărilor, florilor, ierbii? When we were going here and we saw some wood, some hills, some like nature, it was very wonderful. Când veneam în coace, am văzut păduri, dealuri, natură și e ceva minunat. And there are many places on the earth is it's just very beautiful places when you look at the nature and you never satisfied with that because it's so such a beauty. Și când te uiți, sunt multe locuri pe pământul acesta, când te uiți la în natură și vezi lucrurile acestea minunate, nu te saturi de privit. And all is made by God. Și toate au fost făcute de Dumnezeu. And you know, comparing to the things that man makes. Și dacă le compar cu lucrurile pe care omul le face. I don't know about you, but for me it's much more like to look at the nature than looking at the some nice building, cars and other things. Nu știu cum gândiți voi, dar eu cel puțin mie îmi place mai mult să privesc și să admir natura decât să privesc la clădiri sau la mașini sau la chestii de felul acesta. For a while it's interesting what man created. Este interesant ce omul poate să creeze, but when you look what on the things that God created, as for me, I can never be set, like said, oh, it's enough. I don't want to see it anymore. Dar când mă uit la lucrurile lui Dumnezeu, niciodată nu pot să spun, am văzut destul, niciodată nu mă satur de privit. And it's all was possible because of God. Toate lucrurile acestea au fost posibile datorită lui Dumnezeu. Even those things that we create are because we are made by the image of our God. Și chiar lucrurile pe care le creăm noi le putem crea pentru că am fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Without God, people would not be able to do all the things they made. Și fără Dumnezeu, oamenii nu ar fi putut să facă lucrurile pe care le fac. Because God was the source of all this. Pentru că Dumnezeu este sursa tuturor acestor lucruri. Also, if we will look at our life, let's open. De asemenea, dacă uităm la viața noastră, haideți să deschidem. Philippians 1:6. La Filipeni 1:6. Being confident of this very thing that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Filipeni 1:6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. If we will look at our life, we will see how God works
works in it, how he changes it. Dacă uităm la viața noastră, vom vedea cum Dumnezeu lucrează și cum El o schimbă. How he does many miracles in our lives. Cum El face multe minuni în viața noastră. Just few examples from my own life, and I'm sure you have also lots of examples in your own lives. Să vă dau câteva exemple din viața mea și să sigur că și dumneavoastră aveți propriile voastre. Especially if you have some time in the Lord. Și în special dacă petreci ceva timp cu Domnul. A while ago, me and a few other brothers, we went from Odessa, where we live, to Moldova to help another brother who is a missionary there, in the south of Moldova. De exemplu, odată mă duceam cu niște frați din Odessa, în Moldova, să ajut ceva într-o misiune acolo în sudul Moldovei. We went there, I don't remember, 3 or 4 times. Și ne-am dus acolo de vreo 3 sau 4 ori. And every time when we went there, something happened. Și de fiecare dată când ne-am dus acolo, ceva s-a întâmplat. In the first look, we can say something bad happened. Și dacă ne uităm la prima vedere, putem să spunem că ceva rău s-a întâmplat. But because it happened, we could see how God fixed that and how we even saw His hand in it, and we praise God for that. Dar pentru că aceste lucruri s-au întâmplat, am văzut cum Dumnezeu poate să repare acele lucruri și să lucreze în așa fel și până la ca El să fie lăudat prin asta. First time when we went there, prima oară când ne-am dus acolo, we wanted to go by let's say shortest way. Am vrut să ne ducem pe drumul cel mai scurt. But I don't know why, but we decided to go another way. Dar nu știu de ce am decis să mergem pe o altă, pe un altul. And just about maybe 40 kilometers from the town where we started to go. Și doar la vreo 40 de kilometri înainte de orașul unde vroiam să mergem, we got broken. The car got broken. Mașina s-a stricat. And it couldn't go further. Și nu mai putea să meargă mai departe. But what was good? Dar ce era bine? It got broken right in front of the shop, car shop. Dar ce era bine că s-a stricat chiar în fața unui service. And in about 2 hours everything was fixed. Și cam în aproximativ 2 ore totul a fost reparat. And we could continue go on. Și am putut să continuăm drumul. If you would go by the first road as we thought. Și dacă ne-am fi dus pe cum ne-am gândit prima oară pe drumul pe care ne-am gândit inițial să mergem. There were no car services on that road at all. Pe acel drum nu era niciun service. But God knew how to put all together, we would go this way and we would break right in front of that car service. Dar Dumnezeu a aranjat lucrurile în așa fel ca să mergem pe acea cale și mașina se strice chiar în fața serviciului. Then I don't remember next time or even this time. I think it was next time. Nu mi-aduc aminte exact, poate următoarea dată sau cândva a doua oară. When we been there, it looks like everything was fine, but we forgot the key from the car inside of the van. Când ne-am dus acolo, am crezut că totul merge bine, dar am uitat cheia înăuntru în microbus. And at first we tried to open by ourselves. Și la început am încercat să deschidem noi să we watched some deschidem. Video on YouTube. Ne-am uitat la niște videouri pe YouTube cum să deschidem. But it didn't work out. Dar nu a funcționat. Then came one brother.
Și după aceea a venit un frate. And he had the van similar to ours. Și avea un microbuz la fel ca al nostru. And before that we prayed. Dar înainte de asta nu ne-am rugat. God would help us because we had to go back to Ukraine. Că nu ne-am rugat că Dumnezeu să ne ajute că trebuia să ne întoarcem în Ucraina. And one brother who was with us, who was the owner of this van, he said to that brother who came from that town, said, "Give me a key. I will just try to. I know it will not fit, but I will just try because, like, nothing to do." Dar un frate a cărui era propus a spus celui care a venit, "Ia dăm cheia să încerc. Știu că nu o să funcționeze, dar măcar să încerc." And he tried all the doors. It didn't work. A încercat toate ușile, n-a mers. And he went to the back where the back door. Și s-a dus în spate, de la ușa din spate. The last chance. Era ultima șansă. He put the key and a pus cheia. Opened. Și s-a deschis. And we were so praising God for that. Și am lăudat și am mulțumit Domnului pentru asta. And then maybe next time. După aceea poate următoarea. And every time when we were going there, we were talking between ourselves, what God will do this time. Și de fiecare dată când duceam acolo, noi vorbeam între noi și spuneam ce o să facă Dumnezeu acum. On the way back, we went through Chișinău. La întoarcere am trecut prin Chișinău. It was a little bit like this. Și era ceva de felul acesta. Irina's mother, she lives in Chișinău, and she prepared for us some food. Pentru că mama lui Irina mama lui Irina locuiește în Chișinău și ea a pregătit niște mâncare ca să luăm să ducem în Odessa. And we didn't expect that it would be so much. Și nu ne-am așteptat că să fie atât de mult. So on the way it was lots of meat. Și înapoi când era acolo pregătită multă carne și alte mâncăruri. And on the way back on the border they said it's too much food, you will not be allowed to cross the border. You're not allowed to cross the border. Și la întoarcere când am ajuns la vamă, au spus nu aveți voie să treceți cu atâta mâncare. Nu puteți să treceți granița cu atâta mâncare. And again we thought that maybe this is what like next miracle that God would do. Și ne-am gândit acum o să fie următoarea minune pe care Dumnezeu o să facă. We went to another border. Dar ne-am dus la o altă trecere de frontieră. And because that first border it was through Transnistria and that was the problem, Transnistria. Și vama asta pe unde vrea să trecem era prin Transnistria și de fapt acolo era problema. And the other border just Moldova, Ukraine. Da, ne-am dus la o altă vamă care era direct dintre Moldova și Ucraina. When we on the way to that border, we again got broken. Și când să ajungem la acea vamă, din nou mașina s-a stricat. And we understand that we have to leave the country Moldova before 12 o'clock because it was like transit or something. Dar știam că trebuie să trecem, să părăsim Moldova și înainte de ora 12 pentru că era ceva tranzit sau nu știu. Also we had lots of those food, meat and other things that Ira's mom gave us. Și de asemenea aveam mâncarea, carnea aceea pe care au pregătit-o mama Irina. If we will stay too long, it will be all spoiled. Și dacă stăteam prea mult, s-ar fi stricat. And again, we prayed. And in about short time we found a car who would pull us to the service, auto service. Și din nou ne-am rugat și am găsit pe cineva o mașină care să ne tragă până la un service. And we had just enough Moldovan money to pay for the repair. Because that brother blessed us with some Moldovan money. Și aveam atât cam la destui bani cât să plătim bani în moldovenești ca să plătim reparația mașinii pe care un frate bani pe care un frate. Because it was evening and we couldn't change anyway. It was a small town, so it was impossible to find how to change
Ukrainian money into Moldovan money, but we had just enough for replacing the part that was broken. Și pentru că era seara, era un oraș mic, nu puteam să găsim un loc unde să schimbăm bani ucrainieni în lei moldovenești, dar Domnul a făcut în așa fel să avem destui bani moldovenești să plătim piesa aceea pentru reparația mașinii. And by the end, to make long story short, și ca să facă întreaga poveste mai scurtă, we got to the border, am ajuns la graniță, when they saw that we have so much food, și când i-au văzut că avem atât de multă mâncare, said, oh, your mother-in-law loves you very much. Și mi-au spus, zice, ah, soacra ta te iubește foarte mult. And we were allowed to cross the border. Și ne-au lăsat să trecem vama, graniță. And on the border, I saw the bus that went directly to Odessa. Și am văzut acolo la vamă un autobuz care mergea direct spre Odessa. Because those brothers, they lived about 80 kilometers from Odessa, and if I would go with them, I would stay for the night in their village. Pentru că frații aceia unde mergeam locuiau la vreo 80 de kilometri de Odessa și dacă m-aș fi dus trebuia să noctez acolo. And wouldn't be very good for that food, for that meat, to stay for the whole night. Nu era bine ca acea mâncare, carnea să stea peste noapte. When I crossed that border, that bus, big bus, they stand there. Și când am trecut vama, era autobuzul acela mare, stătea acolo. I asked him if I can go with him to Odessa. Și l-am întrebat dacă pot să merg cu autobuzul în Odessa. And I said, but I have lots of baggage. Și i-am spus că avem multe bagaje. He said, no problem, I went there. Și i-am spus, nu-i problemă, m-am dus. And I came to Odessa even earlier than our brothers back to their village. Și am ajuns în Odessa mai devreme decât ce au ajuns frații noștri cu mașina în localitatea unde mergeau. Everything was fine. Totul a fost bine. And so, I see how God, all the details of this trail was it was God's hand. Și am văzut cum Dumnezeu a lucrat în toate aceste detalii ale acestei călătorii, a fost mâna lui Dumnezeu. It was just impossible for us to do such many things what God did. Și era imposibil ca noi să facem toate aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut. And every time when we went to that brother in Moldova to help him, every time something happened similar like this. Și de fiecare dată când duceam la acel frate în Moldova să ajutăm acolo, ceva de genul acesta se întâmpla. And it was just a blessing to see that for God is nothing impossible if we trust him. Și a fost ocazie să vedem că nimic nu este imposibil la Dumnezeu dacă ne credem în el. So if you believe that God could depart Red Sea. Așa că dacă crezi că Dumnezeu a putut să despice Marea Roșie, if you believe that God take care of David in the lion's den, și dacă crezi că Dumnezeu a putut să-i poarte de grijă lui Daniel în groapa cu lei, and help his friends in the furnace of fire. Și dacă crezi că el i-a putut ajuta pe prietenii lui Daniel acolo în cuptorul aprins? Do you believe that the same God can help you? Nu crezi că același Dumnezeu te poate ajuta și pe tine? No matter how big your problem. Nu contează cât de mare e problema ta. God is possible to solve it. Dumnezeu He can solve it. Dumnezeu poate să o rezolve. Because for him nothing is impossible. Pentru că la el nimic nu este imposibil. He knows us from the cellar, the smallest parts. El ne cunoaște în cel mai mic detaliu, cea mai mică celulă a noastră. And the more we know God, și cu cât mai mult îl cunoaștem pe Dumnezeu, the more we trust him, cu cât mai mult ne încredem în el, and the more we see his hand in our life, și cu cât mai mult vedem mâna lui în viața noastră. And we see that
there is nothing that God cannot do. Și putem să vedem că nu este nimic ceea ce Dumnezeu nu poate să facă. We are ourselves that limit God by our noi suntem cei care vrem să limităm pe Dumnezeu. But for God there is no limits. Dar pentru Dumnezeu nu există limite. And sometimes if something bad happens to us, it doesn't mean that it's really bad. Și câteodată dacă ni se întâmplă ceva rău, nu înseamnă că e neapărat lucrul acela rău. Continue to trust him. God has like a, it's like a piece of a puzzle and God sees the whole picture. Continuă să te încrezi în el și să vezi că Dumnezeu face lucrul acesta ca un ia ca o piesă de puzzle și o pune acolo în locul potrivit să dea imaginea completă. God can do something impossible for you. Dumnezeu poate să facă ceva imposibil pentru tine. So trust him. Așa că crede-te în el. Don't think that your case is such unique that God cannot solve it. Nu crede că cazul tău e ceva unic, ceva ce Dumnezeu nu poate să rezolve. God can help you and God can give you the way to solve it. Dumnezeu poate să te ajute și El poate să găsească calea la spre rezolvare. Just trust him. Doar încrede-te. With your whole heart. Cu toată inima ta. You will see the miracles in your life. Și vei vedea minunile din viața ta.